Sute de timișoreni au participat în Duminica Rosaliilor la slujba de la Catedrala Mitropolitană Sfinții Trei Ierarhi. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația praznicului pogorârii Duhului Sfânt. Astăzi se împlinește și se desăvârșește bucuria praznicului Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ne bucurăm că Domnul, în purtarea sa de grijă, trimite poporului său binecredincios și ascultător, poporului drept slăvitor, pe Duhul Sfânt, cel care ne ajută în lumea aceasta să săvârșim lucrarea de mântuire a sufletelor noastre. Și aici credincioșii au primit la final ramuri verzi pe care le-au dus în casele lor.